polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță și Ordine Publică aflați în patrulare în zona centrală a orașului au observat un autovehicul oprit pe scoarul din fața liceului Emanuel Ungureanu, care părea să se fi deplasat dinspre primăria Timișoara spre bulevardul Icebrătianu. Autovehiculul, la volanul căruia se afla un bărbat, avea roata din față stânga aproape ruptă. Trecând la legitimarea conducătorului auto, s-a stabilit că acesta are 40 de ani și este din Timișoara. Bărbatul a declarat că venea de la o petrecere unde ar fi consumat băuturi alcoolice și intenționa să merga acasă. La fața locului a fost solicitat un echipaj al biroului rutier, conducătorul auto fiind însoțit la spitalul municipal pentru prelevare de probe biologice, deoarece a refuzat să sufle în alcool test. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale.